La prima vedere, comuna Certej pare una din cele mai obișnuite comune din România, nu doar din județul Hunedoara. Numai că se dovedește încă o dată că de multe ori aparențele înșeală. Zona Certej este o zonă minieră recunoscută oficial încă din 1746, când împărăteasa Maria Terezia a hotărât relansarea mineritului aurifer din Munții Apuseni, îndeletnicirea localnicilor încă de pe vremea dacilor. Atunci, în 1746, prima galerie minieră și-a făcut loc prin pereții muntelui, iar până la închiderea exploatării, în 1876, timp de 128 de ani, s-au săpat galerii după galerii în adâncime și de legătură între puțuri, însumând numai puțin de 840 de kilometri. La acea vreme, zăcământul din complexul minier din Certejul de Sus a fost considerat cel mai rentabil de pe continentul european. Aici, obținându-se cu metode rudimentare peste 40 de tone de aur. Un adevărat Eldorado european, mai pe românește, o țară fabulos de bogată în aur. Cum spuneam, la prima vedere, comuna Certejul de Sus pare o comună obișnuită din județul Hunedoara. Are în componență 9 sate. Certejul de Sus, reședința de comună, Bocșa Mare, Bocșa Mică, Hondol, Măgura Toplița, Nojac, Săcărâmb, Toplița Mureșului, Vărmaga, a căror populație totală abia ajunge la cifra de 3400 de locuitori. Ce știm mai puțin noi, muritorii de rând, în schimb au consemnat istoricii, este că între anii 1802-1814, Săcărâmbul a constituit un centru al iluminismului românesc, reprezentat de școala ardeleană prin protopopul greco-catolic de Săcărâmb, Vasile Coloșii, care, alături de Petru Maior, a avut contribuția majoră în redactarea primului lexicon quadrilingv al limbii române, cunoscut și sub numele de lexiconul de la Buda, și care conține 10.000 de articole titlu și indicații etimologice românești, latinești, ungurești și nemțești. În Certej, reședința de comună ne-a întâmpinat o ceață lăptoasă și urâcioasă, dar am aflat de la localnici că e de bine. Când e ceață în Certej, e soare în Săcărâmb și invers. Așa că am pocit spre Săcărâmb, dar în drum am mai făcut un popas. De puțin timp s-a înființat un punct muzeistic, un viitor muzeu în toată regula, cu crâmpeie din istoria minieră veche de peste 260 de ani. Fărâme din uneltele rudimentare cu care minerii scormoneau măruntaiele pământului ca să scoată la lumină rodul a mii și mii de milenii de transformări ale materiei. Pe rafturi frumos orânduite și etichetate, mostre de tezaur născut pe aceste meleaguri și oferit parcă precum o ofrandă, dar nu de muritorii de rând pentru zei, ci invers. Printre exponate, fotografii vechi, imagini vii despre viața comunității miniere, monede folosite în urmă cu sute de ani, hărți ale sutelor de kilometri de galerii și cărți, multe cărți de specialitate, mai noi și mai vechi. Câteva dintre ele încă de pe vremea când la Săcărâmb erau instruiți profesioniști din toată Europa în arta extracției și prelucrării aurului. Adevărat tezaur, după cum spuneam, la fel de prețios precum metalele și mineralele scoase din fundul pământului. Am mai descoperit și o carte de onoare, începută pe vremea întrecerii socialiste, în care, cu o caligrafie impecabilă, sunt scrise numele celor care au făcut istorie în perimetrul minier Certej. Am mai găsit aici o poezie scrisă pe loc de regretatul poet Adrian Păunescu în anul 1988, dar și câteva impresii semnate de Adrian Năstase într-o toamnă a anului 1996. Suntem primii reporteri care am filmat expoziția din muzeul din Certej. Vorbim despre o premieră pe care vă prezentăm cu mult drag, pentru că va trece ceva vreme până când lucrurile vor fi puse la punct așa cum se cuvine și așa cum își dorește primarul Petru Câmpian, pentru ca muzeul să poată fi deschis vizitatorilor. N-au fost date niciodată circuitului public decât limitat, pentru că efectiv nu a fost un spațiu adecvat constituit. După încetarea activității miniere din 2006, din 1 aprilie 2006, s-a evit oportunitatea transmiterii acestor bunuri în favoarea Consiliului Local a Primăriei și administrarilor de Consiliul Local, în sensul în care ne-am solicitat dobândirea dreptului de proprietate pentru construcția existentă și realizarea acestui muzeu. E foarte greu, pentru că o parte dintre bunurile existente acolo
au fost într-un circuit național în scopul de a fi prezentate și în alte muzee. Prin Arad au fost, prin Alba Iulia, unde au stat în diverse expoziții din astea mobile și care m-am străduit împreună cu sprijinul celor de la Minvest să le aducem la locul lor. O bună parte, adică spațiul este foarte îngust la ora asta. Noi suntem în curs de a-l amenaja corespunzător și de a putea expune toate aceste piese rare pentru cei pe plan local. Este foarte important să solicităm și sprijinul specialiștilor și pentru asta am luat în seamă o relație cât se poate de consistentă cu cei de la Muzeul Civilizației Daco-Romane de la Deva, în sensul de a ne sprijini tehnic pentru a putea așeza fiecare bun la locul lui, etapizat în funcție de evoluția și de perioada în care a fost utilizat pe plan local. În continuare, există premisa dobândirii și altor câteva colecții private care, datorită unor cetățeni cu disponibilități, ne sunt puse la dispoziție. Eu am și conversat cu ei și au fost foarte încântați de soluția pe care ne-am furnizat-o, în sensul în care să organizăm un mic muzeu în comuna noastră, care să conțină și să scoată în evidență cam tot ceea ce avem mai bun comuna asta. S-ar putea ca printre exponate să figureze și pepite din aur, de exemplu, cum este Muzeul Aurului de la Brad? În mod indiscutabil există. Există și aceste premise. În mod firesc, sunt câteva eșantioane și în momentul de față. Dar, efectiv, n-au fost scoase în evidență. Știți cum este? Analizând un specialist în materie de minerit, poate, într-adevăr, să traducă ce prezintă respectiva rocă. Cât de importantă este. Sigur că da. Și ce valoare are. Pentru că nu ne pricepem chiar la toate, dar pur și simplu de asta am și sugerat că este o măsură temporară în momentul de față. De asta am și considerat oportun decât să vă prezint ce am putut să facem până în clipa de față, fiind o muncă de durată. Nu se poate finaliza totul. Mai mult decât atât, avem o seamă de manuscrise care reflectă etapizarea și măsura în care au evoluat exploatațiile pe plan local. În fiecare an s-a mai deschis o galerie, s-a mai utilizat ceva, s-a schimbat tehnologia de procesare a minereului și, mă rog, cantitățile de aur fiind vizate în mod expres și pe care, de consecință, vă dați seama că eu sunt interesat pentru comunitatea mea și pentru potențialii turiști, în măsura în care, într-adevăr, putem realiza acest muzeu, să le punem în evidență și să putem traduce ce vor să spun aceste bunuri. La răscrucea de drumuri spre Săcărâm ne-a atras atenția o bucată de stâncă. Face parte din istoria comunității. În unele scrieri îi se mai spune și stânca lui Horea, care marchează locul în care minerii din Certej, Hondol și Săcărâm au fost mobilizați să se alăture răscoalei țărănești din 1784. Dar istoria stâncii este mult mai veche. A fost crucea instalată, așa apare și în hărțile, chiar am o hartă de la Viena, din datat 1856, unde este materializat în mod expres atât crucea cât și bolovanul, pe care o să vă pun la dispoziție astăzi. Și, practic, se deteriorase materialul din care era confecționată crucea inițială. Și împreună cu un prieten foarte bun din localitate, am găsit de cuvință să realizăm ceva mai impunător și mai vizibil. În aceste condiții am realizat împreună cu angajații primăriei și am plasat o cruce mai înaltă, are 15 metri și un îndemn pentru generațiile viitoare să nu uite niciodată faptul că, mulțumită jertfei supreme acestor oameni, noi suntem aici în Certej, în România. Despre Săcărâm s-au scris de-a lungul a mai bine de două veacuri și jumătate tomuri întregi, sute de lucrări, îndeosebi de către specialiști în minerit din întreaga lume. Săcărâmul a fost un oraș minier unic în lume, pe teritoriul căruia au fost descoperite peste 100 de tipuri de minerale, două dintre ele fiind unice în lume, altele cinci fiind identificate doar în Africa de Sud. Săcărâmul a devenit unic în lume și datorită unui metallum problematicum sau aurum paradoxum, un aliaj de aur și alte 70 de componente care a fost botezat la nivel mondial Săcărâmbit.
Dar Săcărâmbul a îmbogățit nu numai mineralogia cu minerale noi, ci și chimia cu un element necunoscut până atunci, telurul, demonstrând în același timp că aurul intră în reacție chimică cu alte elemente. Ascuns în craterul unui vulcan stins de mii de ani, satul adăpostește o istorie tumultoasă, plină de grandoare și decădere. Grandoarea a început atunci când un porcar din Nojag a venit cu porcii prin Săcărâmb. O rămat porcii pe vale și-or dat de aur. Legenda este consemnată și în notele de călătorie ale lui Ignatie Born, fiul unui proprietar de mine din Certej. Istoricul mineritului în Certej a început undeva înainte de anii 1744, dar nu sunt date exacte cu începerea mineritului în zonă. Se știe doar că la această dată în Certej funcționa o mină de argint. În 1744, pe raza satului Nojag, de care aparține și teritoriul actual al Săcărâmbului, a fost descoperit un zăcământ aurifer, iar concentrația și calitatea zăcământului a fost confirmată abia în 1746, după ultimele analize de laborator efectuate la Viena, respectiv Berlin. Săcărâmbita, de unde, până unde, ce înseamnă? Săcărâmbita este denumirea care a căpătat-o minereul descoperit aici. Prezintă o caracteristică aparte. La început, specialiștii vremei au numit-o aurul problemă și particularitatea ei constă în faptul că înglobează un conglomerat de metale. Pe lângă aur și argint se găsesc aproximativ 70 până la 120 de minerale în compoziția Săcărâmbitei. Și datorită acestei caracteristici a primit denumirea de Săcărâmbita. Și tot din această cauză a fost considerat și aurul problemă? Da, pentru că la vremea respectivă nu se obișnuia să se descopere aurul amestecat cu alte minerale. Mi-ai spus o poveste foarte frumoasă. De ce pe vremuri monedele din aur se probau în dinți? Da, pentru că aurul este un metal moale și doar în aliaj se poate folosi ca și bijuterie. La vremea respectivă, mușcarea monedei atesta calitatea că este din aur pur. Așa, mâncau un pic din aur. Gustau aurul. Da. Cam ce dimensiuni au galeriile de aici din zona? Lungimea totală a galeriilor din perimetrul minier Certej este de 140 de kilometri. Pe mai multe fronturi, la adâncimi, de la zona 0 până la cea mai adâncă galerie, undeva la 700 de metri adâncime de la nivelul la care ne aflăm acum. Și cum erau săpate ele? Ce metode tradiționale, rudimentare? Cum reușeau? Cum au reușit să sape galeria așa de adânci? Lungimea nu... Singura problemă pentru lungimea galeriilor erau lucrările de topografiere și siguranță a galeriilor și, în special, galeriile erau săpate pe urma filonului sau zăcământului bogat. Deci, practic, galeria urmărea zăcământul bogat, iar la adâncimea respectivă s-a ajuns și datorită dificultăților de exploatare. De la un anumit nivel, minereul nu mai putea fi scos la suprafață prin galeriile existente și se săpa o galerie sub galeria de bază și pe acolo se extragea minereul din mină. Cam când au apărut vagoneții și cine trăgea? Vagoneții în mina din Săcărâmb au apărut după anul 1820, erau tractați de animale, erau căi ferate făcute din lemn și vagoneții de asemenea tot din lemn și erau tractați cai sau boi. Mai este aur în zonă? Da, este. Mult? Nu știu să vă spun cu exactitate cât, dar cu certitudine mai este. Se vorbește de filoane sigilate, rezerve de stat? Da, există și așa ceva. Dar nu știe nimeni unde sunt? Nu, și de preferință să nu se știe. Povesteam de ingeniozitatea românilor. N-am întâlnit legende, n-am întâlnit povești deosebite, în afară de faptul că românii erau suficient de ingenioși ca să mai sustragă și ei un pic din aurul pentru care lucrau, zic, da, ca în orice exploatare minieră și în Săcărâmb, atât în perioada Imperiului cât și după, au găsit tot felul de metode pentru extragerea metalului
prețuri și valorificarea scop personal a lui. Una dintre cele mai întâlnite era ascunderea prafului de aur în haine, încălțăminte, urmând să fie extras acasă prin spălare. Și autoritățile ce au făcut atunci ca să evite, ce au dat seama? Au impus un program strict de ordine, asta până în anul 1918, când a dispărut autoritatea austro-ungară de aici. Pe perioada de vară și minerii aveau voie să circule pe ulițe până la ora 9, iar până la ora 10, iar pe perioada iernii după ora 8 era interzis umblată pe ulițele satului. Cei care erau întâlniți după aceste ore pe străzi erau suspectați, aveau relații cu furtul de aur și contrabandă, erau numiți gozari. Cum? Gozari. Gozari? Da, asta era denumirea generică pentru traficanții de aur. Dar de ce? De unde vine? Un termen contopit din limba maghiară cu română, nu. Deci gozari, nu găozari. Nu, gozari. Sau în traducere ar însemna șoareci care fură aur. Cam asta ar fi traducerea mutamu a termenului. S-a furat vreodată o cantitate considerabilă de aur din zonă? S-a îmbogățit cineva peste noapte? Legende sunt multe pe tema asta, dar cu certitudine nu putem afirma că s-au sustras cantități mari sau s-a îmbogățit cineva de pe urma furtului de aur din mină. Fiecare s-a descurcat cum a putut. Da, dar securitatea își făcea treaba, nu? Categoric. Se purau oamenii unii pe alții sau nu? Se purau, erau solidari, dar omul la un pahar mai scăpa câte un porumbel și câteodată mai fără și nevinovat. Da, da. Ce ar mai fi de spus special despre această zonă? Din punct de vedere al mineritului, cam cât a ținut acest Eldorado? Acest Eldorado? Un secol. Da, până în anul 1850, când activitatea minieră a început să se restructureze, zăcămintele foarte bogate au fost epuizate și celelalte descoperite nu se ridicau la același nivel de productivitate și a început oarecare restructurare a activității minieră, ocazie cu care a început și depopularea zonei. Cât aur se extragea pe vremea aceea? Pe vremea aceea era undeva o medie de 200 de kilograme lunar de aur, 400-500 de kilograme de argint. Pe an? Pe lună. Pe lună? Da. Cu metode rudimentare? Da. După aceea, din datele pe care mi le-ai furnizat tu, am înțeles că România până prin 89 sau și după o perioadă avea o producție de 20 de tone pe an? Da, aproximativ aici se vedea între 10 și 20 de tone de aur. Depinde și de necesitatea economică, depindea această producție și de necesitatea economică a României. Era o perioadă când se extragea foarte mult aur, aveau nevoie de aur și era o perioadă când producția de aur era marginalizată, ca să zicem așa, și se opta pentru extragerea altor metale din conglomerat, în speță cupru sau plumb și zinc. Oficial, cât aur se mai extrage acum în România? Undeva în jur la 200 de grame pe an. 200 de grame? Da. Și cine produce? Un producător particular autorizat de pe Valea Iașului. Nu știu să vă dau mai multe detalii, știu doar că... Dar dacă se verifică, se poate ajunge cu ușurință la el, că e unicat în România la timpul ăsta. Unicul care mai e. Da, unicul. În apropierea platoului din centrul Săcărâmbului, într-o văiugă acoperită de buruieni, se mai vede și acum o gură de mină, în conservare. În centru, un parc mare, neobișnuit de neted pentru o zonă atât de accidentată, umbrit de tot felul de arbori. În parc, un monument din fontă, dedicat profesorului Iosef Fratznau, cel care a deschis și coordonat prima școală superioară de minerit din sud-estul Europei.
pe marginea drumului bolovan de steril, în care aurul încă mai sclipește în soare. Inginerul Constantin Pipoș, acum pensionar, se trage dintr-o familie veche de mineri. Iar de la Constantin Pipoș am aflat o mulțime de povești despre aurul și cum a influențat acesta viața comunității. A avut o dublă semnificație 1971 pentru dumneavoastră. Exact. Și anul începerii activității mele profesionale în domeniul mineritului și aniversarea atestării, documentare a mineritului de aici. Spuneți-mi puțin, vorbiți-mi despre strămoșii dumneavoastră și despre originea numelui de familie. Da, numele pe care îl port Pipoș l-a purtat un miner băieș, cum se mai spune, la cei care s-au ocupat cu valorificarea, cu extracția aurului. A venit de la Țebia, s-a stabilit la Hondol pentru aur. Și asta a fost în jurul anilor 1740-50. A găsit aur, a devenit om înstărit, copii de ai lui la fel și mai multe generații s-au ocupat de minerit, printre care această ocupație s-a transmis și în zilele noastre, așa, inclusiv eu și alți urmași, așa, de-ai primului Pipoș s-a ocupat de minerit. După ce s-a constatat valoarea zăcământului Săcărâmb, aurul de cea mai bună calitate, de 24 de carate, așa reprezentat prin mineralele așa de bază Săcărâmbit și Silvanit, care au mai fost descoperite în Africa de Sud. Curtea de la Viena așa a cumpărat galeriile, așa se poate de localnici căutând aur și au intrat... Străbunicul lui dumneavoastră? Nu, străbunicul meu, străbunicii mei au lucrat la Hondol, la Săcărâm, nu. Și au cumpărat tot perimetrul zăcământului Săcărâmb, care în profunzime, pe baza cercetărilor geologice, are o formă eliptică, așa, cu axa mare de circa 1 km și axa mică de circa 600 de metri și pe o înălțime de circa 800 de metri. Așa? Și atunci Curtea de la Viena a intensificat așa, valorificarea aurului de aici și pentru aceasta, pe lângă așa, populația locală, pe lângă muncitorii localnici din satele așa, din împrejurim, au adus și muncitori, specialiști care să efectueze lucrurile miniere, pentru că dacă populația locală a lucrat într-un volum mai redus, așa, cu posibilități mai puțin ca să le asigure o funcționare și așa cât mai bună, au adus specialiști și au aplicat metode și anumită tehnologie la tehnologiile cele mai bune la vremea respectivă și pentru aceasta a fost nevoie ca să aducă muncitori specialiști din Austria, din Cehia, din Italia, Germania, Ungaria, așa, și Polonia. Și atunci au fost aici reprezentant a mai multor nații și de aceea Săcărâmbul a devenit un orășel și venind acești specialiști cu un nivel profesional și educațional așa mai bun decât așa populația locală au contribuit și la dezvoltarea educațională și profesională a populației locale.
Documente de arhivă arată că în 1930 comunitatea minieră din Certej ajunsese la o populație de 14.000 de suflete, aproape dublă față de cea a orașului Deva și triplă față de cea a Hunedoarei. Așa se face că Săcărâmbul era împărțit încă de atunci pe cartiere, precum orașele din ziua de astăzi. Din cartierul berarilor a mai rămas în picioare berăria principală. Încă se mai văd aerisirile beciurilor, dar și o parte din motivele murale care împodobesc ferestrele și zidurile clădirii. E adevărat că Săcărâmbul, Certejul, de fapt, ca și comunitate, ca și comună, avea mai mulți locuitori decât Deva și decât Hunedoara pe vreme. Da, la... La un moment dat, Săcărâmbul avea la anul 1785 circa 800 și aproape 900 de mineri, așa, care, deci reprezentați prin mai multe nații, români prin moții localnici și cei aduși din Cehia, Austria, Germania, Ungaria. Erau 360 de case, așa, deci și școală, bineînțeles, pentru educarea copiilor. Ba mai mult, la Săcărâmb a fost și așa o orchestră simfonică. Așa, și a ajuns la un nivel de educațional și cultural care așa făcea oarecum concurență așa municipiului Deva de atunci. Cum orchestră simfonică? Orchestră simfonică la Săcărâm, da. Oh, da, da. Așa. Din cine? Cine cânta? Cine interpreta? Erau și, bineînțeles, că cadrele așa. Erau atât de... Da, aveau o cultură, așa, nu numai tehnică, ci și așa, educațională și culturală. Ce mai era la Săcărâm? La 1835 s-a înființat și prima școală de subingineri mineri din sud-estul Europei pentru pregătirea așa, subinginerilor, cadrelor tehnice pentru minerit. Și pregătirea era atât de... Clădirea există și acum, este fosta clădire așa, și actuala clădire a Căminului Cultural din Săcărâm. Și au fost absolvenți mulți, așa, multe cadre tehnice care de-a lungul zecilor de ani au lucrat în mineritul din Transilvania și nu numai, și din alte țări. Am înțeles că era atâta profesionalism în predarea cursurilor îmbinate cu practica, sigur. Acea școală de maestri avea rang aproape de universitate. Adică da, așa, rang de facultate, da. Uh-huh. În 1918, Zăcământul a trecut în proprietatea statului român, care ani de zile a scos aur nu numai din subsol, ci și din sterilul rămas în urma exploatării de sute de ani. Etapizat, evoluând și tehnologia, după primul război mondial, după naționalizarea care a avut loc și trecerea tuturor bogăților în favoarea statului român, în perioada interbelică, nemții au investit foarte mult în realizarea unei uzine în centrul Certejului, cu intenția inițială de a utiliza hărzile de exploatare din secolele anterioare. Atunci au apărut și ceanurile? Da, atunci au fost utilizate și ceanurile în procesul tehnologic, pentru că se dezvoltase știința și tehnologia. Și normal, și productivitatea a crescut. Noi suntem învățați cu ceanurile, pot să vă spun cu siguranță, și efectiv nu sunt atât de dăunătoare pe cât se promovează la momentul actual. Și populația s-a obișnuit. Da. Mă devii imun. Sigur că da. E bine, suficient că realizându-se această uzină modernă și nouă și funicularul de la Săcărâm până la Certej, un fel de perpetuum mobile, în sensul în care era gândit de o asemenea manieră încât nu utiliza niciun fel de energie pentru a transporta minereul, bazându-se în exclusivitate pe principiul transportului prin corfele respective, vagoniții respectivi, datorită greutăților. Era încărcată, corfa se punea în mișcare și numai saboți pentru frânare utilizau ei și cheltuiau la momentul respectiv. Fantastic. În
egală măsură găsiseră soluția tot economică de a aduce apa dintr-un tău, lacul Făiera, care a fost supraînălțat în perioada respectivă interbelică și realizarea unei căi de acces pe măsură până acolo. În cădere liberă apa venea și în raport de volumul necesar era utilizată crescându-se cantitatea sau diminuându-se în funcție de necesități în uzina veche. Și am impresia că tot așa este folosit acum, tot prin cădere beneficiază și populația din Certej de apă, nu? Tot prin cădere. Am învățat ceva de la străbunii noștri și noi nu folosim energie în transmiterea apei spre beneficiari. Deci totul este în cădere liberă. Uh-huh. În măsura în care se utilizează în exclusivitate faptul că sunt niște conducte și niște planuri inclinate care nu necesită consumul energetic suplimentare. Și vă dați seama că a fost cât se poate de eficientă. După război a fost o perioadă de stagnare undeva în anii 52-54, când tot înaintașii noștri au considerat oportună încetarea activității pe considerentul că este sărac minereul, dar era o pacoste mare pe capul nostru în perioada respectivă rușii, care efectiv în cadrul obligațiilor noastre cu titlul de țară înfrântă în al doilea război mondial trebuia să le transmitem din bogățiile noastre. S-a redeschis cu brio și a funcționat la parametrii normali uzina în 1958, după ce au plecat din țară. Mm-hmm. Vă dați seama că... Au gândit foarte profund oamenii și pe care de consecință să știți că n-am avut oameni proști aici pe planul ca niciodată. Cât aur mai există în hălzile de steril? Nu numai în hălzile de steril, ci și în zăcămintele din subteran. Asta da, am vorbit despre ele, dar în hălzile, am înțeles că... Mai există și în halda de la sectorul 2, și în halda de la sectorul 3, halda de la sectorul 1, cam astea ar fi. Lucrat cu metodele moderne, s-ar mai scoate câteva grame bune de aur dintr-o tonă câteva... de steril. Da, dintr-o tonă de steril, conținutul e în jur de 1,5-2 grame în rezervele din hălzi. Alții spun și 7. Sunt și zone. S-a găsit, de exemplu, și în halda de la sectorul 1, s-a găsit o probă cu 7-8 grame pe tonă. Foarte mult. Având în vedere faptul că a început construcția uzinei de preparare la 1933, când conținutul mediu în hălzi era de 3-4 grame pe tona de masă minieră, de haldă. Apoi a început decadența. Călcăm pe o bogăție extraordinară și oamenii sunt atât de săraci. Da, acum, dar să știți că oamenii au fost bogați în perioada când s-a intensificat mineritul și valorificarea aurului de aici, să zic, începând cu 1935, pe urmă, începând cu 1952, cu 1960, cu 1970, când așa a fost redeschis zăcământul de data aceasta de minereu complex Bocșa și începând cu 1985, când a fost pus în funcție obiectivul Coranda-Hondol de valorificare a minereurilor auro-argentifere și complexe de aici. De data aceasta este un zăcământ separat de Săcărâmb și pe care s-a construit cariera Coranda-Hondol împreună cu uzina de preparare, așa mult mai mare și capacitatea de producție mărită de la 140.000 de tone la 1 milion de tone. Ce păcat că s-a oprit activitatea la 2006, pentru că rezervele la 31 martie 2006, pentru că rezervele de minereuri aurifere și complexe, așa evidențiate în bilanțul geologic din 2005, de la 1 ianuarie 2005,
evidențiau o rezervă de minereu de circa 15-18 milioane de tone, care ar fi asigurat continuarea activității de extracție și preparare pe o perioadă de circa 30 de ani. La capacitatea de producție... Da, de ce credeți că nu s-a mers mai departe? Punctul dumneavoastră de vedere. Acum sunteți pensionar, da. Puteți să spuneți ce vreți, ce credeți, de ce credeți că s-a închis? Să zic așa, poate și din nepricepere, din neglijență, din faptul că nu s-a cei care așa au prezentat și au dus la oprirea activității, nu și-au dat seama de importanța așa rezervelor de aici, așa, de importanța faptului că prețul aurului a crescut foarte mult și iată că au trecut 6 ani și s-a făcut distrugere așa a instalațiilor care au fost aici. Și probabil nu și-au dat seama nici de impactul major pe care îl va avea asupra comunității. Sigur că da. Atunci comunitatea o duce din ce în ce mai greu. A dus-o din ce în ce mai greu. A funcționat unitatea minieră cu 2 zine timp îndelungat, până în 2006, când, mă rog, mai mult sau mai puțin firesc, și-a oprit activitatea pe baza unei crize de supraproducție, în existența unei piețe de desfacere, niște clauze de preaderare care și obligații asumate de România în ceea ce privește exploatarea zăcămintelor. Deci mai multe aspecte care vorba aia toate au condus la oprirea activității și am rămas pe stoc cu câteva zeci de 29.000 de tone de concentrat nevandabil, dar pentru care, după ce s-a oprit activitatea, s-a găsit de îndată un cumpărător. Da, culme. Asta este. Păcat, din păcate, și din punctul meu de vedere, sincer vă spun, era o exploatare minieră rentabilă care putea funcționa și în ziua de astăzi, fără probleme. Faptul că totuși sunteți așa retrași, n-aveți nici aeroport, n-aveți nici cale ferată, n-aveți nici drum național, știți că în orice rău este și un bine. Da. Ca alternativă la turism v-ați gândit? Fără discuție că ne-am gândit și la turism. Deci, efectiv, chiar muzeul pe care gândim să realizăm este un punct din ceea ce gândim noi în sensul dezvoltării turistice. În sensul în care dezvoltarea zonei, că începe sau că nu începe unitatea minieră, se intenționează realizarea unor trasee turistice atractive și posibilitatea de a oferi unor potențial turiști niște locații unde, într-adevăr, să trăiască ca în Occident, cum își doresc ei. Normal că avem o bună parte din comună amplasată de o asemenea manieră încât este atractivă. Avem vreo 2 lacuri realizate în coada unui iaz vechi de decantare. Avem Tăufărag, avem toată istoria asta din 1746 până astăzi, cu biserică din 1752, 1757 reformată de la Hondol, vreo 17 bisericuți avem în comună. Atât romano-catolice, cât și reformate ortodoxe, greco-catolice și plus neoprotestante, mai multe, care ar putea deveni puncte de atracție. Și pe o hartă putem avem Ghețarii de la Vârmaga, de exemplu, care e o zonă extraordinară unde în toiul verii găsești gheață într-o anumită zonă unde odinioară slăbunii noștri țineau carnea la congelat, la păstrat pe perioadă de vară. Vă dați seama că sunt niște locații excepționale. Acolo trebuie să ajungem de la vară. Fără discuții. Nu e o perioadă bună. Da, da. Deci avem, turismul ar fi o alternativă. Se spune că aerul de la Săcărâm este extraordinar de pur, de curat și de tare. Corect. Este adevărat că acesta ar fi și secretul longevității oamenilor? Să știți că în baza actualului proiect promovat s-au făcut mai multe analize de către structurile specializate, Direcția Sănătate Publică Cluj, Timiș, cu specialiști, cu profesori universitari. Toată lumea se gândea că o să constate pe plan local
o vârstă mai scăzută, o medie de vârstă mai scăzută. Din fericire, s-a constatat că cetățenii comunei trăiesc un pic mai mult ca ceilalți. Asta s-a datorat probabil în mare măsură și excesului de ozon pe care îl avem în zona Săcârâmb în mod expres, unde la o altitudine de 1100 de metri avem un nivel al ozonului atât de ridicat ca și la altitudine de 1500-2000 de metri. Și vă dați seama că totuși are niște influență asupra stării sănătății unor cetățeni. Aș mai remarca un aspect, că oameni care au lucrat în subteran, în mină, care au fost afectați în egală măsură de către modul de exploatare, în măsura în care au plecat din comunitate, s-au retras, unii care au fost veniți din Moldova, de exemplu, n-au trăit prea mult acolo pe meleagurile lor, tocmai din cauza lipsei acestei toxicități pe care mulți o promovează existente la noi. Toxicități între ghilimele? Între ghilimele, mă firesc, da. Da. Cu greu, străbătând o zonă sălbatic de frumoasă, am ajuns și în pădurea de fag alb, sau pădurea de argint, cum îi mai spun localnicii, datorită scoarței argintii a copacilor. Toamna târziu, pădurea pare și mai misterioasă. Copaci înalți, de te apuca amețeala uitându-te spre vârful lor, ireal de drepți, străjuiesc falnic de aproape 100 de ani micuța comunitate, precum zidurile unei fortărețe. Nu am cuteza să pătrundem prea adânc în pădure de teamă să nu ne rătăcim, dar și din respect pentru cerbii care, în apropiere, se auzeau băncăluind. Este sfârșit de noiembrie, e vremea împerecherii. La marginea pădurii de argint, printre brazi imenși, un fag alb bătrân, cel mai bătrân din pădure, aproape dezrădăcinat de ploile care, de-a lungul a sute de ani, au spălat pământul în care s-a ancorat cu atâta strășnicie, încât și acum stă drept, părând de neclintit. Poți să te ascunzi printre rădăcinile lui ca într-o scorbură. Pădurea de argint din Săcărâmb este o lecție de înțelepciune, pe care o dă natura celor capabili să o înțeleagă. Oricât de importante ai crede în lumea asta, măreția pădurii îți impune respect fără să ți-l ceară. Te face să te pleci în fața ei fără să te roage. Îți deschide dorința de a cugeta fără să-ți dai seama. Bănuiesc că cei de la Societatea Europeană pentru Tehnica Radiantă și Armonie Spirituală aici au scris cele 45 de legi ale lui Zamolxe, inspirați de pădurea de argint. Se spune că însuși împăratul Franz Iosef venea la vânătoare în pădurea de argint ori de câte ori poposea la Săcărâm să inspecteze exploatările de aur. În drum am admirat Biserica Trăsnită, ea însă și o poveste. Temelia noii Biserici Unite Greco-Catolice a fost pusă în anul 1800. 170 de ani mai târziu, biserica din piatră a fost distrusă de un trăsnet. Se spune că în urmă cu vreo 250-300 de ani, localnicii se îndemnau unii pe alții să care cât mai mult aur. Săcărâm, Săcărâm, de aici și numele localității, Săcărâmb. Acum nimeni nu mai caută pietre lucitoare îmbibate cu prețiosul metal. Cum vedeți comuna în viitor? Și de ce depinde proiectul pe care îl aveți în minte, bine conturat, că sunt convinsă că aveți un proiect pentru comună? În condițiile în care am fost puși în situația de a promova un plan de dezvoltare durabilă a comunității în perioada 2005-2006 și lucram la acest proiect, tot din funcția de primar, am gândit ca schelet al proiectului de dezvoltare locală tocmai unitatea minieră. Ei bine, au trecut 5 ani de zile, din 6 practic, a 6-lea, și nu s-a dezvoltat unitatea minieră, nu și-a dat drumul până la urmă. Efectiv, cam tot ceea ce am vizat noi ca dezvoltare locală avea ca și centru această exploatare minieră. Pentru că fără bani nu prea faci nimic în țara asta. Dar dacă ar fi să aveți bani, da, cum vedeți comuna? Păi, cât depinde de mine și de Consiliul Local, vă asigur eu că știm ce să facem cu ei. Dacă cu puțin bani am putut să facem lucruri multe și bune pentru comunitate, dacă am avea ceva bani, nu s-ar mai pune problema asta. Oricât
modul în care am abordat noi dezvoltarea locală prin forțe proprii, n-am folosit mai bine de două mandate forță de muncă din exterior. Doar cetățeni ai comunei care au fost reconvertiți profesional în urma disponibilizării din unitatea minieră. Acești oameni care, deși primesc un salariu foarte mic cu bine în administrație, efectiv au siguranța zilei de mâine, au certitudinea că sunt acasă, că se desfășoară o activitate și care culmea și în folosul comunității. Nu se putea face fără muncă și fără mulți oameni. Din păcate, finanțările pentru asemenea proiecte constructive au fost exterminate de sistemul Boc. Ăsta e păcatul major, pentru că efectiv pe perioada Tăriceanu, când evoluția într-adevăr a fost în toată țara, nu mai încetești, efectiv atunci s-a putut face treabă. Am putut să angajăm, am avut la un moment dat peste 50 de angajați, numai persoane disponibilizate, care fiecare și-a adus contribuția în sensul realizării unor edificii locale. Alimentările cu apă pe plan local, branșamentele individuale realizate, pentru că toate proiectele conțineau decât o magistrală și atât, fără a se gândi cineva cine va fi beneficiarul apei din sistem sau a canalizării menajere. E bine, cu aceste persoane am reușit să facem și cu tehnologia care am achiziționat-o ca și primărie, ne-am specializat, oamenii s-au specializat și am putut să facem peste 900 de branșamente de apă potabilă, de exemplu, individuale, duse până la limita proprietății cetățeanului, apometrizate și predate spre administrare unei structuri specializate care este APA Produ. Dorința mea și a localnicilor de aici de reluare a mineritului în perimetrul minier Certej și de aceea ne rugăm și spunem Doamne ajută și să dea Dumnezeu noroc reluării mineritului la Certej, după cum spune și prima strofa a imnului minerului. În fund de munți noi des intrăm, cu noroc bun ne salutăm și când ieșim din sânul lor, noi tot noroc strigăm în cor. Noroc bun să dea Dumnezeu reluării mineritului în perimetrul minier Certej din județul Hunedoara, România. Primarul încă mai crede că Certejul poate reveni un Eldorado european. Pe de altă parte, inginerul Iustinian Capră declară că România are numai puțin de 7 centri energetici puternici, printre care Bucegi, Lacul Bârsana, Munții Apuseni, și sunt foarte vechi, de dinainte de venirea dacilor aici, este de părere renumitul inventator. Iar Săcărâmbul face parte din patrulaterul aurifer al Munților Apuseni. Despre Săcărâm se spune că este una din cele mai puternic magnetizate zone de pe Terra și că este unul din punctele de concentrație maximă a energiilor lumii. Și nu o spun oamenii obișnuiți în timpul unui taifas la colț de stradă, ci studiile științifice aprofundate ale unor specialiști din cadrul Societății Europene pentru Tehnica Radiantă și Armonie Spirituală. Și uite așa, Eldorado de Europa a devenit un sat de vacanță, dar poate ajunge și o stațiune. Caravana Hunedoara TV a plecat din comuna Certej tot pe ceață, parcă mai deasă și mai urâcioasă decât dimineața la sosire. Vine iarnă, vin sărbătorile de iarnă cu obiceiurile și tradițiile strămoșești. Alte povești, alte legende despre locuri, oameni și lumi de mult apuse, dar încă vii.